să intre bine în cap tuturor. În anul 2007, bugetul municipiului a fost de 2 miliarde de lei. Două. În anul 2011 este 1,9. Avem creștere sau avem scădere? Prețurile au crescut de câte ori? Tarifele de câte ori în această perioadă? Este buget în creștere corect, sau în scădere? Corect, domnul Pirtoacă. Haideți bugetul să vedem statului. Ce posibilități numai avem puțin, să majorăm veniturile puțin. În bugetul, bugetul municipiului. Statului. Bugetul statului în această perioadă a crescut tot timpul și oricum nu le ajunge. Noi dăm 90%. Cât să dăm? 100%. Noi nu cerem să nu se dea la alte localități. Din potrivă să se dea. De unde era echipa, domnul Chirtoacă, când ați primit trolebusele? Echipa ați rezolvat problemele sau multe alte chestiuni? V-am văzut tot pe dumneavoastră, ba pe trolebus, ba în alte partii. Acum vorbim de echipă, ne-am amintit că suntem într-o alianță, domnul Chirtoacă. Pare rău. Pare rău și mie, abordare, pentru că de fiecare dată am atras atenția, spre deosebire de un coleg al dumneavoastră, că este vorba despre rezultatul al nostru al tuturor. Haideți să ne amintim numai în această emisiune și în emisiunea precedentă, cum a spus domnul Bodiu, de 2,6 miliarde, că le-a dus dânsul personal. Vreau să aud și punctul de vedere al domnului Bodiu. Rezultatele de la primărie sunt ale echipei din alianță, iar rezultatele de la guvern sunt ale unei persoane șef de cancelarie? Sau sunt ale alianței? Sau sunt rezultatele alianței? Domnul Chirtoacă, aici este diferența, că eu în cancelarie de stat nu am alianță. Eu am colegi și am membri de echipă, profesioniști, cu care am lucrat. Uniunea Europeană și atunci acordat. Când eu vreau să vin în fața cetățenilor să le spun cum voi administra eu lucrurile degeaba. Și ce capacități am eu să atrag banii. Dacă dumneavoastră vreți în continuare să arătați oamenilor incapacitatea dumneavoastră prin scrisori de la Ministerul Finanțelor, stați nu aveți decât. Toate aceste probleme au fost rezolvate, am arătat că au fost refuzuri din partea și guvernului. Și foarte bine este dar funcția dumneavoastră, domnul primar. Le-am rezolvat. Funcția dumneavoastră chiar este dacă, să rezolvați problemele municipiului Chișinău, fiindcă pentru asta v-am votat noi. Păi și am demonstrat că se poate. Mergem. Păi n-ați făcut nimic decât să vă faceți lucru, așa cum am făcut și eu atunci în cadrul cancelarei de stat. Mergem mai departe. Pentru că la noi este și o altă vorbă. Pofta vine mâncând. Cine a furat un ou, vorba aceea după aceea poate fura mai mult. Cine a fost implicat în lucruri mai puțin ortodoxe, în privatizări, de exemplu, ne la locul lor, după aceea s-ar putea să-și dorească din nou același lucru. La ce vă referiți? Mă refer la clasa politică din Republica Moldova, care a rupt bucată cu bucată proprietatea tuturor cetățenilor și a pus-o prin buzunare. Se cred că se poate vedea fiecare și ce a făcut. În ceea ce privește proiectele acum, susținute de primărie. Primar general este și în calitate de procuror, am înțeles că la clasa politică din Republica Moldova. Domnul Bodea a uitat să spună că în anii 99-2000 a fost consilier al domnului Filat la departamentul de privatizare. Pe când domnul Filat era șeful departamentului de privatizare. Alt șef a fost. Corect. Iar după aceea, a fost consilierul domnului. Iar după aceea a fost și șeful comisiei de privatizare a clădirii IPTEH, intersecție Ștefan cel Mare cu Ismail, care a devenit proprietatea domnului Filat când deja domnul Filat nu mai era fals, domnul șeful, Chirtoacă, dar vreau să mă întrebați și cum am ajuns în funcția de consilier a domnului Filat la departamentul privatizării. Dacă îmi permiteți, 4 ani de zile am lucrat în proiecte internaționale care acordau asistență în domeniul privatizării. Și era o mișcare absolut logică să mă regăsesc în administrația Ministerului Privatizării pe acel timp. Și respectiv să-l ajutat să privatizeze una dintre cele mai mari clădiri din Chișinău, din centrul orașului. Este o interpretare, domnul Chirtoacă, pe care vă asumați, de care cred că cunoașteți în calitatea dumneavoastră de a doua funcție de procuror și atunci, într-adevăr, oamenii sunt duși în eroare de către domnul primar care se ocupă cu politică în loc să se ocupe de găurile din municipiul Chișinău. Cetățenii asta cunosc. Cetățenii asta da, eu nu am ascuns nimic, domnul Chirtoacă. Păi de ce n-ați spus mai devreme? Păi nu m-a întrebat doamna Bogza și nu am spus. Cum adică nu m-a întrebat? Să vă întreb și eu biografia dumneavoastră sau cum nu sunteți în stare să reparați o groapă în municipiul Chișinău. Despre asta trebuie să vorbim, domnul primar. Faceți drumuri adnarazova va ispolzovania. Despre asta vorbim. Haideți să vorbim despre problemele municipiului Chișinău. Trecutul meu deranjează privatizarea. Nu, trecutul meu în departamentul privatizării este la suprafață. La noi privatizările nu au fost tocmai transparente. La voi, într-adevăr, privatizările Moldova, nu au fost transparente la primărie. Moldova, așa cum faceți voi privatizările în primărie, nu au fost transparente. Eu pot să vă zic că am fost în departamentul privatizării atunci când a venit Union Finosa în Republica Moldova și la Farj. M-am iritat. Vreau să vă dau explicație, domnul Chirtoacă. Vă rog, cetățenii vă nu, dar haideți să dăm explicații despre gropele din municipiul Chișinău. Răspund imediat, dar să încheiați dumneavoastră la început. Eu am terminat. Haideți să vedem ce facem cu găurile din municipiul Chișinău. Nu am acceptat și nu accept deocamdată să fiu promovat la nivel de lider de partid. Tocmai pentru că mai puțin mă interesează partea politică, deși mulți vorbesc diferite lucruri fără să le cunoască, și mai mult vreau să demonstrez în continuare
că problemele din municipiu se rezolvă una după alta. Acum am rezolvat în acești 4 ani de zile probleme care în mare parte le-am moștenit din trecut. Și, după cum spuneam, o bună parte din aceste rezultate sunt în premieră pentru municipiul Chișinău și Republica Moldova. Compensații pentru agentul termic sunt până la 600 de lei. Nimeni nu dă așa compensații. Mărirea salariilor cu 20%, Valea Morilor, cum le așa mai departe. O să vă spun imediat. O să vă spun imediat. Valea Morilor se face... Poate asta își doresc primarii. O glumă din 1 aprilie, nu, dacă vreți să continuați pe gluma din 1 aprilie, n-aveți decât. Nu, dar eu nu zic, poate într-adevăr cetățenii asta doresc. Valea Morilor se face după proiect, expertizat, după toată regula și este chiar spre finalizare. În ceea ce privește, să nu pățim cum am pățit cu Alba Iulia. În ceea ce privește, echipa Partidului Liberal. Este vorba și de oameni din partid și de oameni din afara partidului. Este vorba de oameni din societatea civilă. Primii 5 și mai departe următorii sunt Oleg Cernei, cunoscut consilier municipal. Primul sunteți dumneavoastră. Primul sunt eu în listă, dar eu nu voi rămâne consilier municipal, eu îmi voi continua activitatea în calitate de primar general al municipiului. Asta în cazul în care veți câștiga, bineînțeles. Să vă dezamăgesc, domnul Chertoac, o să rămâneți consilier. Da, mergem mai departe. Vedem care va fi situația asta, trebuie să... Sunt sigur că o să rămână consilier și nu o să-i placă să lucrez cu viitorul primar. Absolut. Puteți vorbi tot ce doriți. Eu îmi voi continua activitatea în calitate de primar general. Într-o comună undeva, în jurul Chișinăului. Cu sprijinul, știu că dumneavoastră ați spus la o întâlnire pe undeva că aș fi bun de condus o grădiniță, dar vă aparțin acestei. Prima dată aud că aș fi spus lucrul ăsta. Domnul, eu voi fi primar general și atunci o să fiu în slujba capitală. Indiferent care va fi rezultatul alegerilor, rămâneți în slujba capitală. Domnule Chertoacă, indiferent... Capacitatea dumneavoastră, ca viceprimar aveți toate șansele, că cu chițibușurile stați bine. Uf, pasărea mă mai visează. Bun. Indiferent.